Canicula continuă să facă victime. În doar 4 zile, alte 5 persoane au solicitat ajutor medical din cauza temperaturilor foarte ridicate. Totodată, Inspectoratul pentru Situații de Urgență din Mehedinți anunță că urmează zile de foc. Temperaturile ridicate au făcut din nou victime. 5 persoane au ajuns la spital în urma disconfortului termic accentuat. Am avut 4 solicitări pe weekend, pacienți preluați din loc public cu diferite afecțiuni, iar azi o persoană, caz social, mai exact un bărbat în vârstă de 62 ani, i s-a acordat primele îngrijiri medicale la fața locului, apoi a fost transportat la UPU Turnu Severin pentru investigații suplimentare. Recomandăm cetățenilor să evite deplasările în intervalul orar 11-18, hidratare, purtarea hainelor de bumbac deschise la culoare, consumul fructelor și al legumelor, acoperirea capului cu pălării, șepci, eșarfe, evitarea consumului de alcool și cafea. De asemenea, pacienților cronici le recomandăm să-și urmeze tratamentele la domiciliu pentru a preîntâmpina agravarea afecțiunilor existente. Totodată ne așteaptă zile de foc. Începând de mâine, 29 iulie, timp de 3 zile, județul Mehedinți se va afla sub avertizare meteorologică cod portocaliu, ce vizează val de căldură persistent și disconfort termic deosebit de accentuat, conform informării transmise de către Administrația Națională de Meteorologie. Începând de mâine, 29 iulie, timp de 3 zile, județul nostru se va afla sub avertizare meteorologică cod portocaliu, ce vizează val de căldură persistent și disconfort termic deosebit de accentuat. În această perioadă, luminicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități, iar temperaturile maxime se vor situa frecvent între 38 și 40 de grade. Se anunță o săptămână de foc din punct de vedere meteorologic. Canicula va cuprinde aproape toată țara și sunt așteptate temperaturi chiar și de 40 de grade Celsius la umbră.